Dar eu sunt un om care chiar cred în democrație și în dreptul fiecăruia de a candida. Domnul Joană are, evident, dreptul de a candida. Acum că domnul Joană nu e independentul care se dă, da, că ție are... Ei, când ai fost... Când ai fost președinte la PSD, ce pot să fii? Păi da, vedeți dumneavoastră, el ia din voturile PSD-ului cumva, adică el face cumva un deserviciu PSD-ului. Nu mai putem să-l invocăm în favoarea PSD-ului pe Joană, care ia de la PSD. Dar stați, eu nu-l invoc în favoarea PSD-ului, eu doar vorbesc despre cine este persoana Mircea Joană. Este acel fost președinte al PSD, fost candidat la prezidențiale, etichetat cu tot felul de epitete de... un fost domn președinte care înțeleg că a apărut în niște filmulețe pentru 2099, da? Care a fost la spa când trebuia să facă orice altceva, dar asta e, care înțeleg că are o colecție interesantă de ceasuri de la domnul Vanghelie, adică, haideți să spunem, și da, sigur, care a fost secretar general adjunct al NATO, dar să descriem personalitatea sa, deplinătatea capacităților. Domnul Humelnicu,